Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Dorori, vă invit în această seară să deschideți Cuvântul Domnului pentru lecția biblică numită Învățătura despre Mântuire. Pentru această învățătură a Domnului vom citi Cuvântul lui Dumnezeu din epistola pe care Pavel o scrie lui Tit, capitolul 2, versetele 11 la 13. Tit, capitolul 2, versetele 11 la 13. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Suntem împreună înaintea Domnului și ori de câte ori ne întâlnim în sanctuar, cu intenția să ne sfințim, să ne apropiem de Dumnezeu, folosim cântarea de laudă, rugăciunea, predicarea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Și pentru că am ajuns la timpul la care studiem Scriptura, vă invit să vă deschideți inima și din dragoste pentru Domnul, din dragoste pentru Cuvântul Său și pentru propriul nostru suflet, în această seară să adâncim, atât cât Dumnezeu ne va da lumină, învățătura despre mântuire. Învățătura despre mântuire. Aceasta este cea de-a cincea lecție biblică în legătură cu doctrinele Bibliei sau cu învățăturile Bibliei, asupra căreia ne oprim în intenția să o învățăm mai bine, aducându-ne aminte despre ceea ce știam sau învățând lucruri pe care nu le-am știut sau nu le-am înțeles bine. Prin mântuire înțelegem lucrarea de restaurare, de salvare spirituală pe care Dumnezeu Tatăl a conceput-o, pe care Dumnezeu Fiul a realizat-o și pe care Dumnezeu Duhul Sfânt a desăvârșit-o și pe care omul o acceptă sau o respinge. Aș vrea să observăm, în primul rând, semnificația cuvântului mântuire în cele două testamente, respectiv Vechiul și Noul Testament. Conceptul acesta de mântuire, adică de salvare din păcat, de restaurare din domnia păcatului, este unul dintre cele mai întâlnite pe paginile Bibliei. Acesta, de fapt, este scopul venirii în lumea noastră a Domnului Iisus. Acesta este scopul trimiterii Evangheliei în lumea noastră. Acesta este scopul venirii Duhului Sfânt, mântuirea sau recuperarea omului care a trăit în păcat. Mântuirea, acest substantiv, care în limba greacă se spune soteria, în Vechiul Testament, pentru că Vechiul Testament a fost tradus în Septuaginta, în limba greacă, îl întâlnim cu mai multe înțelesuri, cu mai multe semnificații, și scopul meu în această seară este să observăm complexitatea acestui cuvânt, pentru că în felul acesta vom înțelege interesul lui Dumnezeu cu privire la noi. Și de asemenea vom înțelege că mântuirea sufletului nu înseamnă doar iertare de păcat, ci înseamnă restaurare în împărăția lui Dumnezeu, unde îți ocupi un loc și unde devii folositor, potrivit chemării și împuternicirii pe care o face stăpânul pentru continuarea intereselor sau împlinirii intereselor sale. În greaca nereligioasă, cuvântul acesta, pentru că el a fost preluat din
limba nereligioasă însemna eliberare sau păstrare. Pentru că Vechiul și Noul Testament a luat acest cuvânt din limba, din limbajul obișnuit al oamenilor, unde însemna eliberare sau păstrare, și a fost în mod abundent folosit cu o conotație, adică cu un înțeles religios, acest cuvânt a devenit consacrat în limbajul religios sau spiritual al Bibliei. Așa se face că în Septuaginta, adică Vechiul Testament tradus pentru greci în limba greacă, el avea mai multe semnificații. În primul rând, însemna o siguranță individuală, o siguranță personală a oricărui individ care primea mântuirea lui Dumnezeu. În Proverbe, în capitolul 11, versetul 14, sau în Genesa 28:21, aici unde Iacov se angajează să-L facă pe Dumnezeu un Dumnezeu personal, dacă Dumnezeu se va îngriji de el. De asemenea, acest cuvânt mai însemna scăpare de dușman. Mântuirea nu înseamnă doar faptul că Dumnezeu devine personal nouă, ci înseamnă că El ne scapă de diavolul, ne scapă de dușman. Cuvântul mântuire are și această semnificație care exprimă o realitate. Este folosit în Judecător 15:18, unde explică scăparea de autoritatea filistenilor, sau în 2 Împărați 13:5, unde scrie despre scăparea de egipteni, o altă armată puternică. De asemenea, o altă semnificație este scăparea de necazuri. Scăparea de necazuri. Aici, cuvântul nu se referă la necazurile obișnuite ale vieții, deoarece și credincioșii au parte de necazurile vieții, ci se referă la necazurile specifice umblării departe de Dumnezeu, umblării fără Dumnezeu. Și lucrurile acestea, sau această idee, este exprimată în Psalmul 42, versetul 11, sau Isaia 25, unde omul care îl așteaptă pe Dumnezeu se va bucura de mântuirea lui Dumnezeu, Dumnezeu care îl va feri de împrejurările critice ale vieții. În Noul Testament întâlnim același cuvânt, soteria, și printre altele înseamnă Dumnezeu dorește ca oamenii să fie mântuiți. Această mântuire nu este inițiată de oameni, este inițiată de Dumnezeu. Oamenii au oportunitatea să o accepte prin credință sau să o respingă prin necredință, să o accepte prin pocăință sau să o respingă prin păcat. Ea este inițiativa lui Dumnezeu. Nu uitați, mântuirea este inițiativa lui Dumnezeu, este realizată prin Fiul, e desăvârșită prin Duhul, dar omul o acceptă sau o respinge după bunul său plac. Însă, această atitudine de respingere sau de acceptare este urmată de responsabilitatea care urmează alegerii. De asemenea, în Evrei, cuvântul înseamnă, Evrei 2:3, cuvântul acesta unde îl întâlnim, soteria, înseamnă frică de cutremur. Frică de cutremur, adică frică de ceva ce te depășește. Această frică este comparată cu frica de Domnul, unde oamenii sunt îndemnați să le fie frică de Dumnezeu și să se cutremure în starea aceasta de frică. Pentru că mântuirea lui Dumnezeu a fost o investiție uriașă care l-a costat pe Dumnezeu, și foarte mulți oameni o tratează cu superficialitate, cu nepăsare. Ei privesc pocăința ca pe o opțiune, de multe ori nici măcar ca pe o opțiune. Dumnezeu folosește în realizarea mântuirii îngeri și oameni. Aduceți-vă aminte, în Romani, capitolul 11, versetul 14, Pavel este folosit de Dumnezeu pentru a mântui pe unii dintre iudei. Aceasta este afirmația lui Pavel. Sau, în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 2, Pavel dorește să mântuiască pe unii. Niciodată mântuirea lui Dumnezeu, în mod practic, nu i-a mântuit pe toți.
Mântuirea lui Dumnezeu este suficientă pentru toți, dar este eficientă, adică realizabilă în mod practic, doar pentru aceia care o primesc. Mântuire nu înseamnă să vii la biserică. Venirea la biserică te pune în relație cu Evanghelia care provoacă credința și te duce la mântuire, dar simpla venire la biserică sau gesturi de binefacere pentru lucrarea lui Dumnezeu sau pentru oamenii lui Dumnezeu nu realizează mântuirea. Mântuirea este deja realizată, ea se primește în dar. Ea nu vine în schimb unor gesturi de caritate sau unor osteneli personale. Mântuirea nu se primește prin fapte de jertfă, de sacrificiu, de eroism pe care cineva le poate face. Aș vrea să observăm care sunt elementele pe care le implică soteria, adică cuvântul mântuire pe care noi îl avem în limba română și este explicat în Noul Testament. Observați că în primul rând în 2 Corinteni Pavel, la capitolul 7, versetul 10, mântuirea implică pocăință. Frați și surori, niciodată în istoria creștinismului nu a existat, există sau va exista mântuire fără pocăință. Atâta timp cât omul nu se pocăiește de păcat, nu poate fi vorba despre mântuirea lui Dumnezeu. Pentru că mântuire înseamnă să ieși din păcat și să intri într-o atmosferă de neprihănire în urma unei spălări, unei reparații făcute de sângele Domnului Iisus Hristos pe care ți-l însușești prin credință. Pocăință față de păcat și credință față de Iisus Hristos. Pocăință față de păcat și credință față de Iisus Hristos. Nu există mântuire fără pocăință. Oamenii pot veni la biserică, dar dacă nu se pocăiesc, sunt și oameni care vin la biserică fără să se pocăiască. E adevărat, acestea sunt excepții, nu regulă. Dar oamenii care vin la biserică fac orice altceva și nu se pocăiesc, dar nu la nivel de eveniment, într-o seară, împinși de emoționalitatea provocată de un predicator harismatic, ci pocăința ca proces unde în fiecare zi omul caută pocăința și exprimă pocăința. Iar dacă s-a întâmplat să alunece, să piardă din vedere pentru o clipă această prioritate pe care s-a concentrat, atunci el revine și reia folosind a doua șansă pocăința care trebuie să fie o permanență. În al doilea rând, Efeseni capitolul 2, versetele 8 și 9, mântuirea implică credință. Dacă pocăința, repet, e față de ceva păcat, credința e față de cineva, față de Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă că îl iei pe Dumnezeu pe cuvânt, adică cuvântul, și fără rezerve trăiești ceea ce spune Dumnezeu, chiar dacă nu ai argumente logice care să acoperă ceea ce crezi. Rațiunea nu e desființată când omul crede, ci rațiunea este extinsă de credința care se duce dincolo de rațiune. Asta înseamnă că omul nu trebuie să se lase speriat de anumite neînțelegeri logice, nici de necazurile prin care trece, ci el trebuie să creadă că este în mâna lui Dumnezeu și să continuă să meargă înainte. Aș vrea să observăm apoi elemente sau lucruri pe care le promite mântuirea. Mântuirea nu este ceva doar ce cere, mântuirea este ceva ce promite. Mântuirea este ceva ce oferă. Mântuirea este o stare în care ne introduce Dumnezeu atunci când noi ne facem partea, după ce El și-a făcut partea. Observați că mântuirea lui Dumnezeu prin Hristos privește Duhul, sufletul și trupul. Observați, vă rog, Matei 1:21. Mântuirea înseamnă salvare din păcat. Asta înseamnă că omul primește o natură nouă. Matei 18:11 înseamnă salvare de la pierzare. Asta înseamnă că omul primește o nouă direcție. Mergea pe un drum greșit, a fost reabilitat prin mântuire și acum are o nouă direcție. În Fapte 2:40, mântuirea înseamnă ieșirea dintr-o viață depravată, adică stricată. Asta înseamnă că omul trăiește în lume ca și până atunci, dar nu mai trăiește ca lumea după cum a trăit până atunci, ci deși trăiește în același loc, nu mai trăiește în același fel. Atenție, trăiește în același loc, dar nu în același fel. Își schimbă prioritățile, își schimbă valorile, își schimbă stăpânul și scopul vieții. Apoi, Matei capitolul 9, versetul 21, mântuire înseamnă salvare din boală fizică.
Nu întotdeauna mântuire înseamnă vindecare, asta înseamnă că oamenii n-ar mai fi bolnavi niciodată sau n-ar mai muri niciodată fizic, dar de obicei mântuirea implică, presupune, comportă și vindecarea de boli. Sau, Matei 8:25, mântuire înseamnă scăpare de pericole. Uitați-vă în Faptele Apostolilor și veți constata că mântuirea lui Pavel înseamnă implicarea lui Dumnezeu în viața lui și salvarea din multe pericole în care în mod natural s-ar fi implicat dacă n-ar fi fost providența lui Dumnezeu. Sau Roman 5:9, unde înseamnă scăparea de mânie. Asta înseamnă că omul este înlocuit în căderea mâniei peste el de Iisus Hristos, care se pune ca o protecție peste om și mânia lui Dumnezeu cade peste el, sau mai corect spus, a căzut cu 2000 de ani în urmă. Ultimul lucru, Romani 13:11, înseamnă promisiunea că mântuirea aceasta care acum este în parte realizată va deveni desăvârșită când se va întoarce Hristos și promisiunea lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră se va desăvârși. Vreau să observăm în continuare scopul mântuirii. Atunci când vorbim de mântuire, vorbim despre un scop pe care îl are Dumnezeu și despre acceptarea aceluiași scop pe care îl au oamenii. Aici sunt trei lucruri pe care așa de mult țin să le înțelegeți. De fapt, nu să le înțelegeți, pentru că dumneavoastră cei mai mulți le știți, ci doar să le redescoperiți și să le dați valoarea pe care o are. Nu încercați să le cumpărați la preț redus. Lăsați-le scumpe, lucrurile lui Dumnezeu sunt valoroase. Observați care sunt cele trei aspecte ale mântuirii în ceea ce privește scopul. 1. Avem nevoie să fim salvați prin mântuire de pedeapsa păcatului. Păcatul este sau presupune, comportă o pedeapsă. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pedeapsa păcatului înseamnă absența lui Dumnezeu. Când un om păcătuiește, atunci dacă el trăiește în păcatul acela, rămâne în păcatul acela și persistă în păcatul acela, Duhul Sfânt pleacă de la el. Omul rămâne gol de prezența lui Dumnezeu. Pedeapsa păcatului este o realitate. Noi uităm păcatele pe care le-am făcut și fiindcă noi le uităm, credem că și Dumnezeu le uită. Deoarece ele nu mai sunt în memoria noastră actuală, noi avem impresia că nici Dumnezeu nu ne mai privește ca pe niște oameni vinovați. Frați și surori, dacă cu 50 de ani în urmă o persoană a făcut un păcat pentru care nu s-a pocăit, păcatul acela e atât de actual ca și cum ar fi fost făcut cu 5 minute înainte. Și păcatul acela cheamă pedeapsa lui Dumnezeu. Mântuire înseamnă să scapi de pedeapsa lui Dumnezeu. Orice păcat are în el o pedeapsă ca o reacție a dreptății lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se preface ca o mamă îngăduitoare când își vede copilul că face un rău și zice, lasă-l că-i mic. Dumnezeu niciodată nu spune, lasă-l că-i mic, lasă-l că-i mare, lasă-l că-i supărat. Întotdeauna când omul păcătuiește, reacția lui Dumnezeu datorită dreptății sale e pedeapsa. Nu datorită răutății, ci datorită sfințeniei. Dumnezeu nu se poate compromite pe sine pentru un om care își permite să păcătuiască și mai apoi nici măcar nu înțelege procesul de reparare a păcatului pe care l-ai făcut, adică mărturisirea păcatului și renunțarea la el pentru întotdeauna. Pedeapsa păcatului este o realitate. Ea vine peste fiii oamenilor, sub o formă sau alta. Ea într-un caz fericit poate veni aici ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Sau, într-un caz nefericit, poate veni peste fiii oamenilor odată cu lumea. Și atunci omul moare și spiritual, chiar dacă a venit la biserică. Pedeapsa păcatului este o realitate. Omul scapă de pedeapsa păcatului când se pocăiește de păcat. Dacă un om nu se pocăiește de păcat și de păcate, una este să se pocăiască de păcat. Păcat înseamnă rău, încălcarea voii lui Dumnezeu la modul general, nu un anumit păcat specific. Și de păcate, care înseamnă păcate specifice, a fura, a minți, a... și așa mai departe. Omul trebuie să se pocăiască de păcat
la modul general, și trebuie să se pocăiască de păcate specifice, de comitere, de omitere, de păcatele care îi bântuie viața. Orice păcat atrage pedeapsa. Orice păcat atrage pedeapsa, indiferent ce spun predicatorii, indiferent ce ne spun părinții, ce ne spune conștiința adormită, păcatul atrage pedeapsa lui Dumnezeu. De 3 ani și jumătate stau în aceeași casă și înainte de mine a stat o familie de indieni care au o datorie de $42 undeva anume. De 3 ani și jumătate primesc scrisori pe numele fostului proprietar la aceeași adresă, care acum e a mea, cu tot felul de notice peste notice până la extra final notice că are $42. Am stat și m-am gândit, aproape că îmi vine să-i dau eu $42 și să mai se potolească cu scrisorile. Dom'le, oamenii ăștia, $42 de 3 ani și jumătate, atâtea scrisori au scris și atâtea plicuri și timbre au trimis, încât cu siguranță au trecut de $42. Și totuși, oamenii ăștia n-au uitat că ăștia sunt vinovați și trebuie pedepsiți cu $42. Dacă o companie omenească știe să-și ceară drepturile și își reclamă dreptatea, cum ne permitem noi să credem că un Dumnezeu sfânt se joacă cu noi în timp ce noi ne jucăm cu El? Frați și surori, păcat înseamnă pedeapsă și pedeapsa lui Dumnezeu va ajunge pe orice om, indiferent cine este și cum îl cheamă, dacă nu se pocăiește de păcatul pe care l-a făcut. În momentul în care omul se pocăiește, adică devine mântuit de păcatul acela, pedeapsa este anulată, nu prin faptul că e anulată, ci prin faptul că e redirecționată asupra lui Hristos și dintr-o dată îl lovește pe Domnul, dar nu ne mai lovește pe noi. Pe cineva tot lovește, pentru că dreptatea lui Dumnezeu trebuie satisfăcută. Dumnezeu nu ia păcatul acela și îl pune la spate. Dumnezeu nu se joacă. Dreptatea lui Dumnezeu funcționează. Reacția dreptății e pedeapsa. Și pedeapsa aceasta trebuie să cadă peste cineva. Dacă păcătosul nu se pocăiește, cade peste păcătos. Poate să fie el oricine ar fi. Dar dacă se pocăiește, ea este redirecționată și cade peste Mântuitorul Iisus Hristos în baza jertfei de la Golgota, unde și-a asumat toate păcatele omenirii. Este indispensabil să te pocăiești. Este obligatoriu să te pocăiești, pentru că scapi de pedeapsă și devii mântuit. E în beneficiul tău. Apoi, este nevoie de mântuire nu doar de sub pedeapsa păcatului, ci de sub puterea păcatului. Puterea păcatului este un lucru diferit de pedeapsa păcatului. Pedeapsa păcatului are legătură cu păcatul care l-am făcut până acum, adică păcate din trecut. Puterea păcatului are legătură cu prezentul, când Dumnezeu m-a iertat de păcatul de ieri, dar puterea păcatului încă mă domină și pune pe credincios în situația să păcătuiască din nou. Degeaba Dumnezeu te-a iertat de păcatul de ieri dacă îl repeți astăzi. Hristos îi spune femeii prinsă în păcat, du-te, dar oprește-te odată. Petru scria, ajunge că în trecut. Oameni buni, ok, ieri da, alaltăieri da, dar stop! Ajunge, veniți-vă în fire, opriți-vă! Mântuirea ne scoate de sub pedeapsa păcatului, dar ne scoate și de sub autoritatea păcatului. Pedeapsa păcatului este valabilă în trecut, puterea păcatului este valabilă în prezent. Asta înseamnă că asupra oamenilor mântuiți, păcatul nu mai are domnie, nu mai are autoritate. Dacă revenim la exemplu cu casa mea, familia de indieni care au locuit în casa aceea până acum 3 ani și jumătate, aproape 4, ar dori să vină din nou în casa aceea și să doarmă cum făceau înainte, pentru că e proprietatea lor, atunci eu le-aș spune, nu mai aveți niciun drept și nicio putere asupra acestei case, pentru că în mod legal și acceptat de autoritatea statului, casa aceasta a trecut de sub autoritatea voastră, sub autoritatea altei familii. Nu mai aveți dreptul acesta. Ei, omul care până atunci a fost dominat de păcat și păcatul s-a jucat cu el așa cum un copil se joacă cu o minge. Dintr-o dată, mingea aceasta trece din mâna copilului în mâna unui
alt om și copilul nu mai are control asupra ei. Ei, omul acela care era dominat de păcat, țigări, alcool, droguri, altceva, dintr-o dată peste el lucrează puterea lui Dumnezeu care îl mântuiește, îl scoate din această obsesie printr-o putere mai mare decât puterea obsesiei, adică a diavolului, și acest om care era un instrument al păcatului devine un instrument al neprihănirii, pentru că puterea lui Dumnezeu nu doar îl iartă pentru păcatul de ieri, ci îl protejează pentru eventuale păcate de astăzi. Pocăință înseamnă nu să spui: Doamne, iartă-mă pentru prostia care ai făcut ieri, și să spui: Doamne, ferește-mă de prostia de astăzi. Am mai auzit o nebunie: Doamne, iartă-mă și de păcatele care o să le fac. Drăguțule, tot la asta stă gândul. Tot păcat ai de gând să faci. Tot asta ai pe schedule, pe program. Tot asta ai de gând să faci. Iartă-mă, Doamne, de păcatele care am de gând să le fac. Oameni buni, ajunge. Este o nebunie să anticipezi că vei păcătui și să te rogi pentru păcatele din viitor pe care speri să le faci. Asta este o speranță drăcească, nu divină. Vine din fire, nu din Dumnezeu. Noi trebuie să sperăm că am ieșit de sub puterea păcatului și ea nu mai are control asupra noastră. Spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 6, versetul 23: plata păcatului, într-adevăr, e moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică în Iisus Hristos. Domnul nostru n-a luat doar pedeapsa păcatelor făcute până astăzi, ci a luat și puterea păcatului ca să nu mai repetăm astăzi ceea ce am făcut ieri și pentru care Domnul ne-a iertat că le-am mărturisit. 3. Mântuirea nu înseamnă doar salvare de sub pedeapsă, scoatere de sub putere, ci înseamnă și eliberare din prezența păcatului. Eliberare din prezența păcatului. Roman 16 cu 20: Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Asta înseamnă că Satana nu va mai avea dreptul să stea în prezența noastră și noi nu vom mai dori să stăm în prezența lui. Aș vrea, privind mai departe în timpul care ne-a mai rămas la dispoziție, să observăm care este partea lui Dumnezeu în realizarea mântuirii. Care este partea lui Dumnezeu în realizarea mântuirii? Să nu ne simțim noi responsabili de ceea ce Dumnezeu face, dar să nu punem pe seama lui Dumnezeu de ceea ce este treaba noastră. Să știm clar care-i treaba noastră, care-i treaba lui Dumnezeu. În concluzie, care-i treaba lui Dumnezeu în problema mântuirii? Ioan 3:16 explică la modul general că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a oferit, l-a dat pe Domnul Iisus Hristos, pentru ca noi oamenii, crezând în El, să nu mai murim, ci să avem viață veșnică. Ei bine, Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ să plătească datoria, toată balanța. E ca și cum o persoană are un mortgage, adică rată la bancă, de $2,000 pe lună, și omul face lucrul acesta lunar pentru că e sănătos și poate munci. La un moment dat, omul se îmbolnăvește și nu-și mai poate plăti rata la bancă lunară, paymentul lunar. Și atunci o persoană generoasă vine la el și îl întreabă: care e rata lunară? $2,000. Dar balanța? $200,000. Și îi spune: de astăzi înainte, la banca la care te-ai împrumutat, nu mai datorezi nimic. Eu îți plătesc nu o rată lunară, eu îți plătesc totul. Balanța e zero. Asta a făcut Iisus când a venit la noi. Nu ne-a plătit doar o rată pe o lună, ci efectiv ne-a achitat de toată datoria. De aceea a venit El. Atunci când vorbim despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi, trebuie să spunem următoarele lucruri. El a venit ca să ne dea pocăința față de păcat, adică să trezească în noi sentimentul de vinovăție. Frați și surori, vi se întâmplă seara înainte să vă culcați, la ultima rugăciune pe care o faceți, să aveți un sentiment de vinovăție pentru anumite lucruri nefăcute bine sau făcute rău în timpul zilei? Omul care nu mai este însoțit de sentimentul de vinovăție pentru păcatele, greșelile sau slăbiciunile făcute, e un om pierdut. O conștiință luminată de Duhul Sfânt funcționează.
Și funcția ei este să te conștientizeze că ai greșit, ai păcătuit sau ai alunecat. Și această conștientizare se exprimă printr-un gust amar al sentimentului de vinovăție pe care îl încerci și spui: nu puteam eu, Doamne, să-mi vădă treabă. De ce m-am apucat eu să-i zic la omul ăla ce i-am zis? Nu era treaba mea. Ce m-a privit pe mine problema asta? De ce m-am certat eu cu fratele meu? De ce când m-am întâlnit cu omul ăla și m-a provocat la bârfă, nu i-am spus: frate, iartă-mă, te rog, dar eu sunt ocupat. Și să fug, ca să nu mă prindă diavolul și să nu mi-amărască sufletul cu bârfă. Sau. Și te simți vinovat. Atâta timp cât un om se simte vinovat, Duhul Sfânt lucrează prin conștiința lui. Duhul Sfânt se scrie cu D mare. Duhul omului, care înseamnă conștiință, se scrie cu D mic. Dacă Duhul omului nu e unit cu Duhul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă să devii duhovnicesc, omul acela poate să vină la biserică cât vrea, că e mai îngânfat decât dacă n-ar fi venit. Sentimentul de vinovăție demonstrează pocăința unui om, nu venirea lui la biserică. Dumnezeu, prin Domnul Iisus, a venit în lumea noastră și venirea Lui în lume ne dă sentimentul că suntem vinovați. Atunci când o persoană se pocăiește, de obicei plânge. Vă întreb, de ce plânge? Știți de ce? Se simte vinovat. De ce frații sunt cercetați la rugăciune și plâng? Ce le trebuie? Oameni mari, 40 de ani, 50 de ani, plânge ca un copil. Da apă la șoricei, dacă îmi permiteți. De ce plângi tu, om de 50 de ani, că ai casă, ai masă, ai familie, ai copii, ai o mașină frumoasă în parcare? Ce te-a apucat să plângi? A murit mama? Nu! Da! Ori plânge omul de bucurie, ori simte, se simte vinovat, ori că n-a făcut destul de mult, ori că ceea ce a făcut a făcut prost, a făcut rău. Și acest sentiment de vinovăție, comparându-l cu măreția și bunătatea lui Dumnezeu, îl pune în situația să plângă și să se simtă vinovat. Oamenii lui Dumnezeu au o conștiință sensibilă. Biblia spune: înțelepciunea care vine de sus, printre alte, e ușor, repede de înduplecat. Nu trebuie să chem 20 de oameni să-l convingi că a greșit. Omul spune: iartă-mă, recunosc că am greșit. La prima mână spune asta. De ce? Are o conștiință care realizează vinovăția, se simte vinovat și recunoaște că e vinovat și încearcă să-și repare greșeala prin: iartă-mă. Ce mai pot face că te-am supărat ieri? Mai pot să dau timp înapoi? Nu. Dar pot să mă smeresc și să spun: frate, iartă-mă, te rog. Iartă-mă, te rog. Apoi, El trimite pe Duhul Său să lucreze în noi, să trăiască în noi, pentru ca să devenim duhovnicești. Ne dă putere să înțelegem Scriptura, să trăim la un alt nivel, la nivelul de sfințenie la care trăiesc sfinții, oamenii lui Dumnezeu. Care este partea omului? Partea omului este să se ducă la cruce. Cine nu merge la cruce o dată pe zi, degeaba s-a dus ieri. Nimănui nu-i folosește pocăința de ieri dacă astăzi nu este pocăit. Apoi, noi trebuie să ne încredem în ceea ce a promis și a făcut Mântuitorul pentru noi. El promite multe lucruri. Noi nu avem nimic concret de la Domnul Iisus decât promisiuni. Ce ai concret de la Domnul Iisus? Ai promisiuni, îmbărbătează-te că voi fi cu tine, încrede-te în mine, ai credință în Tatăl și ai credință în mine, eu sunt cu voi, rugați-vă, îmbărbătați-vă, sfințiți-vă. Nu sunt decât promisiuni pe care ne bazăm cum? Prin credință. Dacă nu avem credință, toate aceste promisiuni rămân, dar ele nu sunt valabile pentru mine. Credința este relația între mine și Dumnezeu, relația spirituală. Credința este transferul de neprihănire a lui Dumnezeu asupra mea și transferul de vinovăție al meu asupra Domnului Iisus Hristos în calitate de Mântuitor. Sunt multe alte lucruri care sunt partea noastră, însă aș vrea să ne deplasăm într-o altă direcție a subiectului pentru timpul care a rămas. Acesta este un subiect foarte amplu. Dumneavoastră care sunteți cititori de cărți teologice, de comentarii biblice, știți că subiectul mântuirii a fost atât de explicat de oamenii lui Dumnezeu, încât cărțile scrise despre asta sunt într-un număr de-a dreptul impresionant. Ce ar putea să spună un om în aproximativ 40-42 de minute? Tot ce spunem sunt lucruri de esență
Și câteodată nu sunt suficient de bine înțelese de oamenii din sală, deoarece nu avem timpul necesar să le tratăm individual. Însă, socotesc că aceste lucruri spuse unei biserici care citește Biblia și care ascultă asta și în alte circumstanțe, pe grupuri mici sau, mă rog, citind Scriptura acasă sau o carte teologică sau într-o părtășie frățească sau pur și simplu o altă predică, este suficient să spunem ce se spune. Aș vrea să spun câteva cuvinte acum despre elementele mântuirii, adică ce înseamnă mântuirea și din ce este compusă ea, așa cum noi înțelegem mântuirea lui Dumnezeu. Mântuirea implică mai multe elemente. Noi le vom așeza într-o ordine logică, nu pentru că neapărat în mod practic ele se derulează așa, dar trebuie așezate atunci când le explicăm într-o ordine logică, chiar dacă practic câteodată se întâmplă în același timp. Dar noi le așezăm unul după altul sau una după alta pentru ca să le putem explica. Nu poți să explici două sau trei lucruri în același timp, trebuie să le pui unul după altul, în linie. Așa că, primul lucru despre care trebuie să vorbim când vorbim de mântuire, vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu prin credință. Nu există mântuire fără cunoașterea lui Dumnezeu. Omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, față de cine să se pocăiască? În cine să creadă? Pentru cine să renunțe la plăcerile vieții care de altfel sunt dulci? Atunci când îl cunoaște pe Dumnezeu, cine este Dumnezeu, ce face Dumnezeu, maestatea lui Dumnezeu, dintr-o dată omul, cunoscând infinitatea și eternitatea lui Dumnezeu, are motive pentru acest Dumnezeu să renunțe la orice altceva. Cunoașterea de Dumnezeu, o cunoaștere reală, atât cât se poate cunoaște cu mintea și se poate continua prin credință, motivează la pocăință. Eclesiastul 3:11 sau Efeseni 2:1, Fapte 2:27, cunoașterea de Dumnezeu este fundamentală. Cunoașterea de Dumnezeu se realizează prin studiu personal sau prin părtășie frățească. Astăzi am fost cu unul dintre pastorii bisericii, cu fratele Petru, într-o părtășie frățească cu o altă persoană, care avea o nedumerire, se mira de ceva. Și știți de ce se mira? Spunea așa: frați păstori, ce se întâmplă că am vizitat multe familii din biserica noastră și nici măcar una dintre ele, în timpul vizitei, n-a spus: haide să cântăm o cântare sau haide să facem o rugăciune. Persoana aceasta nu vorbea sub formă de critică, plângea în timp ce spunea asta. Spunea: eu-s venit de la ortodoxi, nu de mult. Iar anii pe care i-am petrecut înainte să vin aici, ori de câte ori mergeam la o familie de credincioși în vizită, nu deschideam televizorul neapărat, nici nu ne uitam cu lupa pe păstor să vedem dacă îl putem critica cu ceva, ci pur și simplu aveam o carte de cântări, cântam o cântare, două, trei, citeam un cuvânt scurt din Scriptură și ne rugam. Sigur că probabil mai făceam și altceva. De pildă vorbeam de rețete de prăjituri, de copii, de familie, de viață în general, dar nu plecam niciodată acasă fără să ne rugăm și fără să cântăm. Și o întrebare a adresat-o nouă: frați păstor, ce se întâmplă? N-am vizitat o familie, am vizitat multe familii din biserică, nici măcar o dată una dintre familii nu a spus: ok, înainte să plecăm, haide să facem o rugăciune, să cântăm o cântare. Tot păstorul ar trebui să vină acasă și să spună: haide să ne rugăm? Eu nu vreau să dezvinovățesc păstorii. Vreau numai să vă spun, frați și surori, că suntem într-o perioadă de post și de rugăciune. Mai mult decât atât nu putem face. Dacă oamenii care vin aici, bărbați și femei, tineri și bătrâni, nu se pocăiesc, nu se sfințesc și nu trăiesc ceea ce știu, atunci dintr-o dată poate să vină Mafalda la acest microfon, că nu se întâmplă nimic. Mafalda a fost un grozav, ce mai, a fost cineva. E un exemplu așa în limba română. Avem nevoie de rugăciune și în casele noastre, dacă ne strângem pentru o grămadă de lucruri, cine ne-a furat nouă obiceiul să spunem și o rugăciune? Ce fel de credincioși penticostali suntem noi? Sau nu neapărat penticostal, hai să zicem baptiști sau altceva, dacă noi nu mai știm să ne rugăm.
Unde e părtășia frățească pe care o spunem că au avut-o oamenii lui Dumnezeu din generația trecută? Dacă ei au făcut bine că s-au rugat, binele ăsta, noi de ce nu-l facem? Dacă ei au făcut bine că au cântat, binele ăsta, noi de ce nu-l facem? Dacă ei s-au rugat și au cântat cu perne în geamuri, noi de ce nu facem asta cu geamurile deschise? Ce povești frumoase cu sfinți știm noi, timpul în care nu mai avem mare legătură cu poveștile acestea. Vă rog frumos să mă iertați, scopul meu nu e să jignesc pe cineva, scopul meu e să trag un semnal de alarmă. Frați și surori, aceasta nu e o problemă de formă, că să zici, muzica asta e așa sau așa, nu e o problemă de formă. Este o problemă de esență. Dacă am uitat să ne rugăm, am uitat atunci când ne întâlnim să mai vorbim de Domnul și nu de oameni, atunci, ascultați-mă ce vă spun, suntem pe un drum greșit. Dacă atunci când ne întâlnim, nu vorbim de cel care ar trebui să fie subiectul discuțiilor noastre, și vorbim de pastori, de dirijori, de coriști și de frați și de surori, dar nu de calitățile lor, ci numai de defectele lor, pentru că din invidie vrem să demonstrăm că sunt mai răi decât noi, atunci suntem pe un drum greșit, indiferent cine suntem noi. Frați și surori, lăsați-mă să fac aceste afirmații și vă rog din suflet, încercați cu sinceritate să constatați dacă sunt reale sau nu. Al doilea lucru care este o componentă a mântuirii pe lângă cunoașterea lui Dumnezeu este pocăința. Spuneam, repet, pocăința a fost mesajul central al predicilor lui Ioan Botezătorul, Domnul Iisus, cei 12 apostoli, Petru la Rusalii, Pavel în toată misiunea lui. Pocăința înseamnă o căință adâncă față de păcat. Înseamnă o urmare sinceră a lui Dumnezeu. Înseamnă o atitudine de întoarcere spre neprihănire făcută posibilă doar atunci când te pui în mâna Domnului Iisus și în meritele jertfei Lui. Înseamnă dovada că cunoști adevărul și că-L urmezi pe adevăr sau pe Domnul. Ce dovadă să aibă un credincios că-L urmează pe Domnul dacă nu trăiește în pocăință? Poate cineva să meargă după Domnul Iisus timp în care trăiește în absența pocăinței? Asta înseamnă că și Iisus trăiește în absența pocăinței din moment ce sunt amândoi unul lângă altul. Cine-L urmează pe Iisus trăiește într-o atmosferă de pocăință, pentru că Domnul Iisus nu poate să meargă în păcat. Și vreau să încheiem, pentru că s-a expirat timpul, accentuând încă o dată un lucru pe care tot timpul îl accentuez când am ocazia, deoarece acest element eu îl socotesc foarte important și mulți ani eu nu l-am înțeles. Nu l-am înțeles și am crezut că îl înțeleg. Nici acum nu știu dacă îl înțeleg pe deplin, dar oricum îl înțeleg mai bine decât altă dată. Uitați ce vreau să spun. Atunci când noi spunem despre mântuire, spunem despre un om care a fost luat din păcat, spălat, aranjat, eliberat de păcat și pus în împărăția lui Dumnezeu în absența păcatului. Ei, omul acesta pus în absența păcatului trăiește acum pentru Dumnezeu, mergând în procesul vieții spre cer. Acest proces, luarea din păcat, aducerea în împărăția lui Dumnezeu și călătoria spre cer, înseamnă sfințire. Această sfințire are două componente. O sfințire pe care ne-o acordă Domnul Iisus Hristos gratis, gratuit, și prin această atitudine a Lui de mântuitor, de salvator, El ne justifică pe noi înaintea Lui Dumnezeu. Această atitudine de justificare pe care o face Domnul însă este un eveniment, nu e un proces. A doua componentă a sfințirii nu mai mă justifică Domnul pe mine într-un eveniment, ci eu, zi de zi, fiind acum iertat și justificat de Domnul, mă implic cu fapta într-o viață de sfințire, unde probabil mai se întâmplă să mă dezechilibrez la un moment dat, poate șchioapăt, poate există o alunecare, dar în principiu sfințirea devine un mod de viață.
Una este justificarea pe care o face Hristos arătându-i Tatălui palmele în baza căruia este iertat omul pe care îl justifică, și alta este sfințirea personală zilnică la nivel de proces pe care o face credinciosul. Foarte mulți oameni care cunosc superficial Evanghelia nu înțeleg că sfințirea are două componente. Una este ceea ce ți-a oferit Hristos justificându-ne înaintea Tatălui ca un eveniment. S-a dus odată la cortul divin și a spus: Tată, iartă-l pentru că eu am murit în locul lui. Și pentru că s-a pocăit și s-a recunoscut vinovat, iartă-l în meritele mele. Asta înseamnă că Hristos ne-a scuzat, ne-a justificat. Ăsta e un eveniment. Până la data asta e zero, alb. Neprihănire. Dar de astăzi înainte omul ăsta continuă să trăiască. Cum? Ei, cei mai mulți oameni aici șchioapătă. Ei s-au pocăit, l-au primit pe Domnul Iisus care i-a justificat și acum continuă în același mod de viață, crezând că justificarea din ziua pocăinței, acum un an sau 50 de ani, e valabilă tot timpul. Dar ele cu țigările, ele cu alcoolul, ele cu jocurile de noroc, ele cu cluburile de noapte, ele cu bârfa, ele cu crevetirea, ele cu păcatul. Dar el spune: eu m-am pocăit acum 5 ani. El are dreptate, s-a pocăit acum 5 ani. Și Hristos atunci și-a făcut față de el datoria, l-a justificat. Dar pocăința pe care a primit-o atunci ca dar de la Dumnezeu, trebuia să o păstreze acum, implicându-se într-un mod de viață diferit de până atunci. Adică renunță la țigări, renunță la alcool, renunță... Biblia spune: feriți-vă de tot ce vi se pare rău. Câtă sensibilitate spirituală. Se ține păstorul de el sau tatăl săracul și plânge mama și ziua și noaptea: mă, puiul mami, mă, nu-i bine, mă, prietenia nu-ți dă treabă, mă, locul ăla nu-i de treabă. Spune: lasă, mamă, că nu mai suntem în România, aici avem un Dumnezeu american. Frați și surori, ascultați cuvântul Domnului, care nu-i diferit între mine și dumneavoastră, este absolut la fel. Hristos ne-a justificat pe toți dacă toți ne-am pocăit. Dar dacă darul primit, darul mântuirii primit prin jertfa Domnului în dar de noi, nu e păstrat într-un mod de viață cu preocupare pentru Dumnezeu, cu priorități pentru Dumnezeu, cu valoare și accent pus pe Dumnezeu și pe viața spirituală, credeți-mă că evenimentul pocăinței de acum cândva în urmă, dacă nu-i confirmat de o sfințenie personală, nu e demonstrat printr-o urmare zilnică a lui Iisus Hristos, omul acela nu este mântuit. Asta spune Evanghelia. Ce mântuire este aceea când nu-i viața schimbată? Ce mântuire e aia când prioritățile sunt tot păcătoase, valorile sunt tot umaniste, tot materialiste, tot hedoniste, adică înclinate înspre plăcere? Aia e sfințire? Aia e pocăință? Mântuirea lui Dumnezeu l-a costat pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu pe noi. Dar ea ne-a fost încredințată și acum trebuie să o păstrăm ca pe un diamant. Trebuie să o păstrăm într-o atmosferă de neprihănire, așa cum ne-a fost oferită de Hristos într-o atmosferă de neprihănire. Eu în seara aceasta mă uit la dumneavoastră și sigur mă privesc pe mine. Noi suntem oameni din țărână. Însă aș vrea să vă invit să facem următoarea rugăciune. Doamne, Tu m-ai mântuit pe mine. Pe mine în 83, pe altul în nu știu ce an. Ce fel de viață duc eu astăzi? Ce priorități am eu? Care sunt valorile, care sunt lucrurile importante pentru mine? Luați 10 lucruri importante din viața dumneavoastră și uitați-vă la ele. Dintre cele 10, câte sunt umaniste și materialiste și câte sunt spirituale. Și veți constata că pentru unii este mai important să bea o cafea de dimineață decât să se roage. E mai important să-și ia breakfast-ul decât să citească din Scriptură. E mai important să facă altceva decât să aibă un moment de părtășie cu frații. Dacă se realizează undeva o părtășie, un studiu biblic, o întâlnire pe grupe mici, nu are timp, dar are timp de... Să nu dau exemple ca să nu creadă cineva că bat apropoul la cineva în legătură cu un hobby. Dar de toate hobby-urile au timp. Oameni buni, este asta mântuirea lui Dumnezeu, desăvârșirea lui Dumnezeu și maturitatea lui Dumnezeu? Ascultați-mă, sunteți oameni mari.
Puteți să trăiți și de acum încolo după cum ați trăit până acum, cum vreți dumneavoastră. Însă eu știu că Duhul Sfânt care vă locuiește în inimă și care vă luminează, vă spune și dumneavoastră ca și mie prin Evanghelie următorul lucru. Mântuire înseamnă neprihănire și concentrare pe valori divine din împărăția lui Dumnezeu, timp în care minimalizăm lucrurile din lumea aceasta și lucrurile din viața omenească. Nu le pierdem din vedere, le minimalizăm. La început Dumnezeu și în primul rând Dumnezeu. Aș vrea să vă chem în această seară să ne rugăm și dacă puteți, faceți un efort al voinței într-o atitudine de pocăință și fiecare dintre noi să avem un moment de cercetare. Fraților, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să încheiem serviciul divin și Domnul să ne dea un duc sensibil. Amin. Ne rugăm împreună Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.